Bun găsit, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Vizor. Invitatul meu din această seară este domnul Bogdan Chiș, prim procuror al parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru. Bună seara și bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitația care mi-ați adresat-o de a participa la această emisiune. Pentru început, aș vrea să fac o scurtă prezentare a dumneavoastră ca să știe și telespectatorii cu cine avem de-a face. Domnul Bogdan Chiș are 41 de ani, este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pe care a terminat-o în 2000. În perioada 2001-2006 a fost avocat în cadrul Baroului Sălaj, din 2006 în 2009 procuror la parchetul de pe lângă Judecătoria Șimleu-Silvaniei, pentru ca din 2009 să devină procuror la parchetul Sălaj. În 2016-2019 a activat la DNA, iar din martie 2018 s-a reîntors acasă la parchetul Sălaj, devenind la 1 ianuarie 2019 prim procuror al parchetului Sălaj. Domnul Chiș, ați avut o ascensiune destul de rapidă, sunteți, din ce știu, cel mai tânăr procuror pe care îl are parchetul Sălaj. Ce v-a determinat să mergeți pe acest drum? Ce v-a determinat să renunțați la avocatură și să vă orientați în tabăra cealaltă, ca să zic așa? Așa cum ați menționat, am fost o perioadă de 5 ani avocat în cadrul Baroului Sălaj. A fost o meserie care mi-a plăcut într-o anumită măsură, însă în anul 2006 am hotărât să intru în rândul magistraturii, respectiv ca și procuror, urmând un examen în acest sens, deoarece am considerat că această meserie de procuror mi se potrivește mai bine. Și o să vă spun și de ce. Meseria de procuror, cred că trebuie să o privim în primul rând prin una dintre principalele sale atribuții, așa cum sunt definite de dispozițiile legale, respectiv aceea de a reprezenta interesele generale ale societății. Există, cred că, o percepție oarecum greșită în public, în rândul publicului în general, în sensul că procurorul reprezintă statul într-o anumită cauză sau se ocupă în special cu acuzarea. Hei, procurorul în cadrul procedurii penale române nu reprezintă statul, ci reprezintă societatea, respectiv toți ceilalți membri ai societății. De la prea multe filme, probabil, că e percepția asta. De multe ori sunt formulate acuzații împotriva agenților statului care încalcă drepturile anumitor persoane. Deci nu cred că procurorul poate fi considerat ca o persoană care reprezintă statul. De asemenea, meseria de avocat este considerată o meserie nobilă, deoarece apără o persoană în cadrul unui proces. Este și firesc să se întâmple acest lucru, deoarece orice persoană care îi se aduce o acuzație și face obiectul unei proceduri judiciare, este necesar să fie apărată de către un specialist, astfel încât să îi se asigure respectarea drepturilor pe care le are. În această măsură însă, și procurorul realizează o apărare a tuturor celorlalți membri ai societății, raportat la persoana care săvârșește o infracțiune. Astfel încât, cel puțin la fel de nobilă, cred că poate fi considerată și meseria de procuror, prin protejarea celorlalți membri ai societății de o persoană care are, la un moment dat, un comportament nelegal. Atât doar că avocatul uneori apără chiar omul rău, ca să-i zic așa, nu neapărat pe cel bun. Nu pot să-i calific în oameni răi sau în oameni buni, însă, după cum spuneam, este normal și firesc ca orice persoană să se bucure de acest drept la apărare. Apoi vă mărturisesc că îmi place în mod deosebit munca aceasta de investigație penală. Este chiar interesant și incitant și de multe ori îți pune foarte serios minte la contribuție să soluționezi un caz, să descoperi autorul unei infracțiuni, să ai în vedere diferite aspecte, diferite elemente, versiuni de anchetă, să coroborezi diferite indicii, astfel încât până la urmă să ajungi la identificarea unui autor și în cele din urmă la sancționarea acestuia de către instanța de judecată în cazul în care a săvârșit o infracțiune. Acestea sunt elemente care m-au determinat să urmez această cale și recunosc că cred că am făcut o alegere bună, deoarece îmi place să activez în acest domeniu.
După o cursă strânsă, ați devenit la începutul acestui an prim procuror al parchetului Sălaj. La o vârstă destul de tânără, ați preluat ștafeta, practic, de la domnul Bologa. Ce v-a determinat să intrați în această competiție, să vă doriți cea mai înaltă funcție din parchetul Sălaj? Am considerat că, în ciuda vârstei, care nu este chiar așa de... nu sunt chiar așa de tânăr, am o suficientă experiență ca și procuror. Aveam 13 ani de parchet la momentul în care am participat la acest concurs și o vechime totală sau experiență totală în funcțiile juridice de 18 ani, dacă punem și perioada de avocatură. Și am considerat că pot să ocup această funcție datorită experienței pe care o am pe de o parte, datorită faptului că, deși am fost plecat o perioadă de 2 ani, eu cunosc foarte bine atât personalul din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj și a parchetelor de pe lângă judecătorile Zalău, Șimleu și Jibou. Și în esență am considerat că experiența pe care am dobândit-o, inclusiv la Direcția Națională Anticorupție, poate fi folositoare pentru a îmbunătăți, pe cât posibil, activitatea parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj și a celorlalte unități de parchet. Care vi s-au părut cele mai mari provocări la care ar trebui să le faceți față? Deși au trecut doar 7 luni, 8 luni aproape. Până acum, da, a trecut o perioadă scurtă de timp ca să pot să îmi dau seama exact despre, să am o privire de ansamblu, raportat și la, de exemplu, la un an întreg de activitate, în urma căruia facem un bilanț și atunci putem să vedem diferite aspecte ale activității, dacă s-au îmbunătățit, dacă s-au înrăutățit. Însă, una dintre principalele provocări este aceea de a coordona personalul și de a impulsiona în a exercita cu celeritate activitatea de urmărire penală. Unul dintre principalele noastre obiective este de a soluționa un dosar într-un timp cât mai scurt de la momentul săvârșirii unei fapte, pentru că raportat la acest moment se pot administra cel mai bine și toate probele și adevărul este cu atât mai aproape, cu cât momentul la care se soluționează o cauză este mai aproape de momentul săvârșirii faptei. De asemenea, nu trebuie neglijat nici faptul că nu este deloc plăcut nici pentru o persoană care face obiectul unei investigații penale ca această investigație să dureze o perioadă lungă de timp. Astfel încât, așa cum spuneam, unul dintre principalele noastre obiective este de a fi cât mai operativi în a desfășura activitatea de urmărire penală și astfel aceasta este una dintre provocări în a motiva colegii și a încerca să facem organizarea activității de așa natură încât să asigurăm acest deziderat al celerității urmăririi penale. Pentru asta trebuie să aveți și personal suficient. Cum stați la capitolul ăsta? Ar fi ideal să avem și personal suficient. Din păcate, la acest moment există posturi vacante de procuror la fiecare dintre unitățile de parchet din județul Sălaj. Astfel, la parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj există o schemă de 10 procurori, inclusiv funcția de prim procuror, din care sunt ocupate efectiv un număr de 7 posturi. La parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău sunt prevăzute în schemă un număr de 6 de funcții de procuror, fiind ocupate efectiv la acest moment doar 3. La parchetul de pe lângă Judecătoriile Jibou și Șimleu Silvaniei, fiecare are prevăzut în schemă un număr de 3 posturi de procuror, fiind efectiv la serviciu câte 2 procurori la fiecare dintre cele 2 unități locale. Astfel încât, după cum v-am spus, există 2 posturi la Șimleu-Jibou, 3 la Zalău și încă 3 la parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, astfel încât suntem cu un deficit de 8 procurori în schemă dintr-un total de 22. Ceea ce afectează cu siguranță, într-o anumită măsură, și munca pe care acestea o desfășoară. În sensul că, pe de o parte, există o încărcătură mai mare la care trebuie să facă față, iar această lipsă de personal inevitabil va duce și la o întârziere în soluționarea dosarelor. La capitolul buget, ce ne puteți spune? Cum stați la capitolul acesta?
Odată cu preluarea funcției de prim-procuror, am preluat și calitatea de ordonator terțiar de credite, un aspect nou pentru mine, deoarece nu am mai avut această calitate, situație în care sigur m-am confruntat și cu probleme legate de bugetul instituției. Până la acest moment, din cunoștințele mele, așteptăm și rectificarea bugetară care urmează să vină. Nu sunt probleme în ceea ce privește capitolul de personal al bugetului, practic salariile, plata salariilor angajaților sunt asigurate până la finalul anului, însă există unele probleme pe capitolele bunuri și servicii și capitolul de asistență judiciară. La bunuri și servicii, în situația în care am primit o sumă mult mai mică decât execuția bugetară pe anul trecut la acest capitol, așteptăm să vedem rectificarea bugetară, dacă ne va acorda ceva din acest punct de vedere. Noi am solicitat sumele necesare, sume care sunt absolut strict necesare pentru funcționare, nu alte chestiuni, pentru plata utilităților, pentru achiziționarea de hârtie, tonere și așa mai departe, fără alte cheltuieli sau investiții. Și cea mai gravă situație este la capitolul asistenței judiciare. După cum probabil știți, în cauzele penale, atunci când, în anumite situații prevăzute de lege, atunci când o persoană nu își permite sau nu își dorește angajarea unui apărător ales, se asigură un apărător din oficiu, care, bineînțeles, primește un onorariu din oficiu pentru această prestație, cum este și normal de altfel. Până în februarie 2019, aceste onorarii erau achitate de către Ministerul Justiției prin intermediul tribunalelor, în special din teritoriu, inclusiv onorariile apărătorilor pentru serviciile prestate în faza de urmărire penală. În luna februarie 2019 a fost semnat un nou protocol între Ministerul Justiției, Uniunea Națională a Barorilor din România și Parchetul de Pământ în Alta Curte de Casație și Justiție, prin care, pe de o parte, s-a majorat cuantumul onorarilor apărătorilor din oficiu, iar, pe de altă parte, s-a transferat sarcina de plată a onorarilor pentru faza de urmărire penală de la Ministerul Justiției la Parchetul de Pământ în Alta Curte de Casație și Justiție. Ori acest moment a fost neaprins într-o situație în care bugetul era, nu știu dacă era chiar aprobat la momentul respectiv, dar oricum era construit fără ca să prevadă aceste sume și așa a fost și aprobat ulterior. Astfel încât avem o problemă cu sumele necesare pentru plata acestor onorarii din oficiu. Sunt situații numeroase în care inculpații apelează la avocați din oficiu și trebuie să-i plătiți implicit noastră? Legea prevede asistența juridică obligatorie în anumite situații, respectiv la persoanele care sunt private de libertate, cei care se află arestați preventiv sau în executarea unei pedepse, chiar și în altă cauză, în cazul minorilor, obligatoriu, în cazul părților vătămate care nu își pot asigura apărarea, etc. În aceste situații, de cele mai multe ori se asigură un apărător din oficiu, întrucât părțile respective nu doresc sau nu-și permit să își angajeze un apărător ales. Nu pot să vă spun un procent anume, dar sunt destul de multe situații în care se acordă această asistență judiciară. O cheltuială suplimentară, din bugetul și așa diminuat. Este o cheltuială necesară. Nu contest faptul că această măsură trebuie să existe, ci ceea ce spuneam era necesar să existe o corelare între prevederile bugetare și această obligație noastră, pentru că suntem în situația în care efectiv suntem datori la baroul Sălaj cu niște sume de bani pentru aceste servicii și nu este o situație normală, pentru că și avocații trebuie să-și încaseze sumele de bani cuvenite pentru serviciile pe care le-au prestat. S-a tot vorbit în ultima vreme despre pensionările masive din poliție, polițiști cu care lucrați de altfel în activitatea de zi cu zi. În ce măsură v-a afectat activitatea pachetului? Este una dintre principalele, cred, probleme cu care ne confruntăm. Într-adevăr,
în ultima perioadă de timp, ultimii 2-3 ani, să zic așa, a existat un fenomen de plecare masivă a unor ofițeri sau agenți de poliție în pensie, bineînțeles în baza dispozițiilor legale care au fost emise în acest sens. Însă această plecare masivă care a fost s-a petrecut într-un scurt timp, inevitabil a afectat și activitatea poliției și implicit și pe cea a parchetului în ceea ce privește activitatea de urmărire penală care o supraveghem. Există servicii în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție în care există o lipsă de personal, de asemenea, prin plecarea unor persoane care cu siguranță aveau experiența necesară, au fost înlocuite cu persoane care inevitabil au mai puțin experiență, fie în poliție, fie pe domeniul respectiv, ceea ce nu are cum să nu afecteze și munca pe care o desfășurăm în instrumentarea dosarelor penale, atât în ceea ce privește celeritatea, cât și în ceea ce privește calitatea acestor lucrări. Nu știu care este soluția, din câte văd, poliția continuă să facă angajări pentru a suplimenta aceste posturi vacante, ceea ce este și normal, însă cu siguranță va trece o perioadă de timp până când aceste persoane care acced în poliție pentru prima dată sau care acced în anumite servicii sau domenii de activitate în care nu au mai activat, urmează să dobândească experiența necesară pe acele domenii, astfel încât să putem să lucrăm, să zic, la maxim. Este o perioadă în care și noi, procurorii și polițiștii, trebuie să fim atenți unii cu alții, în sensul că să ne arătăm disponibilitate în a ajuta, în a discuta, în a rezolva împreună problemele care apar, tocmai datorită acestei lipse de experiență pe care au mulți dintre cei veniți în sistem, ceea ce este normal, de altfel nimeni nu a intrat într-un domeniu pentru prima dată având o experiență și a învățat pe parcurs. Acest aspect se va întâmpla și în cazul noilor polițiști, însă este un fenomen care necesită timp. În ultima vreme s-a discutat foarte mult despre modificarea legilor justiției, un demers care i-a scos de altfel pe magistrați în stradă, să zic așa. Ați protestat și dumneavoastră alături de colegii de la DICOT în fața instituțiilor. În ce măsură credeți că această acțiune, acest protest a contat? În ce măsură credeți că vocile v-au fost ascultate? Cred că ar trebui să abordăm problema de la început. Ceea ce s-a întâmplat până la acest moment a fost o modificare a celor trei legi care reglementează în mare activitatea judiciară, respectiv legea 303 care reglementează statutul magistratului, legea 304 referitoare la organizarea judiciară și legea 317 care se referă la Consiliul Superior al Magistraturii. Toate modificările operate la aceste trei legi au intrat în vigoare, sunt deja în vigoare. Cred că, așa cum se întâmplă în general la orice modificare legislativă, au fost reglementate unele aspecte, unele pozitiv, erau chestiuni necesare, iar altele, din punctul nostru de vedere, cu un impact nefast asupra activității judiciare. Ați fost prezent și la manifestațiile pe care noi le-am făcut prin ieșirea pe trepte și atunci am explicat care sunt principalele noastre nemulțumiri. O să încerc să le iau cât de cât pe scurt, pe rând. Una dintre principalele nemulțumiri, astfel cum a fost de altfel prezentată și de către toate organismele internaționale care au făcut analize pe aceste modificări legislative, a fost înființarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție. De principiu, calitatea muncii este dată de specializare. Cu cât există o specializare a personalului pe diferite domenii, cu atât este necesar, adică este
normal să te aștepți la rezultate mai bune. Însă, nu am înțeles de ce anume a trebuit să fie înființată o structură de parchet care nu are nicio legătură cu specializarea, ci are legătură doar cu calitatea persoanelor pe care le anchetează. Știți foarte bine, există unități specializate de parchet, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care se ocupă de infracțiuni specifice, cum ar fi traficul de droguri, infracțiunile de terorism, trafic de persoane, crimă organizată, etc. Indiferent de cine sunt săvârșite, este vorba de o specializare pe instrumentarea acestui tip de infracțiuni. De asemenea, există Direcția Națională Anticorupție, care, la rândul ei, instrumentează un anumit tip de infracțiuni, respectiv cele de corupție sau asimilate infracțiunilor de corupție. Ori, în cazul acestei secții nu există o specializare pe un tip de infracțiune, ci este o structură de parchet care are ca și atribuții instrumentarea infracțiunilor săvârșite de către magistrați, indiferent care ar fi ele. Aici putem discuta despre lovire, conducere sub influența băuturilor alcoolice, vătămare corporală din culpă, corupție, etc. Este o plajă extrem de largă de infracțiuni care pot fi săvârșite de către magistrați, iar instrumentarea tuturor acestor tipuri de infracțiuni nu cred că este compatibilă cu specializarea. De altfel, pe de altă parte, nu cred că exista un fenomen al unor infracțiuni săvârșite de magistrați de o asemenea amploare încât să necesite înființarea unui organism separat pentru instrumentarea acestor tipuri de cazuri. S-a spus în spațiu public de multe ori faptul că și la Direcția Națională Anticorupție exista de altfel un serviciu care se ocupa de magistrați. Este falsă această problemă, pentru că nu este cazul. În cadrul secției 1 din Direcția Națională Anticorupție, care se ocupă de combaterea infracțiunilor de corupție, existau mai multe servicii care erau specializate pe săvârșirea unor infracțiuni de corupție în anumite domenii. De exemplu, exista serviciul de combatere, sau există serviciul de combatere a infracțiunii de către înalți demnitari, serviciul de combatere a infracțiunilor de corupție din justiție. Ori aici nu se viza o anumită categorie profesională, ci un anumit domeniu, respectiv cel de justiție, care necesită de asemenea cunoștințe specifice și un anumit mod de instrumentare specific. Aici discutăm de infracțiuni care puteau fi săvârșite de avocați, de judecători, de procurori, de grefieri, de notari, etc. Nu era vorba doar despre o categorie socioprofesională, cum ar fi magistrații. Astfel încât această analogie sau această scuză, în sensul că a existat și până acum, eu nu cred că nu poate sta în picioare. Pe lângă acest aspect al secției despre care am mai discutat, mai sunt în cadrul acestor modificări legislative anumite elemente care, din punctul nostru de vedere, sunt de natură să afecteze într-o anumită măsură munca noastră de zi cu zi. Ca să mă refer doar la unele dintre ele, este majorarea, dublarea chiar a perioadei INM-ului. Astfel, dacă până acum studiile la INM ale viitorilor magistrați erau de o durată de 2 ani, prin noua legislație această durată a crescut la 4 ani. Nu se aplică în acest an fiind amânat aplicarea, însă dispoziția legală este în vigoare, astfel încât este de așteptat ca de la anul, de exemplu, această dispoziție legală să se aplice, ceea ce va crea inevitabil anumite sincope în ocuparea posturilor, deoarece o perioadă de 2 ani de zile, dacă nu intră nimeni în sistem, va fi o serioasă problemă. Apoi, prin creșterea în această perioadă, din punctul nostru de vedere, va face ca magistratura să nu mai fie așa de atractivă pentru multe persoane bine pregătite, care în loc să mai urmeze, practicând cu o facultate de 4 ani, după facultatea de 4 ani de la drept, preferă să activeze în alte domenii, cum ar fi avocatura sau notariat, unde pot practica imediat după terminarea facultății. Astfel încât este de așteptat ca
Institutul Național Magistraturii să nu mai fie atât de atractiv pentru persoanele bine pregătite, ceea ce ar putea duce la o scădere a calității persoanelor care, din punct de vedere al pregătirii profesionale, mă refer, a celor care intră în sistem. Iar astfel de exemple mai pot continua. În ce măsură? Să mă întrerup puțin, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Revenit în studio cu invitatul nostru din această seară, domnul Bogdan Chiș, prin procuror al parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. Discutam înainte de pauză despre modificările din justiție. V-aș propune să începem această parte a doua cu o altă modificare sau cu o noutate care a fost introdusă în ultima perioadă și care a trezit o serie de controverse. Mă refer aici la recursul compensatoriu. După părerea dumneavoastră, era sau nu necesară o astfel de măsură și cum apreciați efectele ei? Într-adevăr, recursul compensatoriu este o noutate legislativă nemai existând până la momentul adoptării ei și este vorba în esență despre un beneficiu acordat persoanelor aflate în executarea unor pedepse, prin care li se scade durata efectivă pe care trebuie să execute datorită condițiilor existente în unele penitenciare, condiții care nu îndeplinesc anumite standarde cerute de altfel de autoritățile europene. Ce s-a întâmplat însă practic a fost aceea că numeroase persoane, dintre care unii chiar persoane extrem de periculoase, au beneficiat de această reducere a limitelor de pedeapsă care trebuie, adică limitelor de pedeapsă, a pedepsei care trebuia executate și astfel au fost eliberați înainte de termenele care existau până la acest moment. Iar din ce am văzut și eu pe presă și din ce constatăm și noi în dosarele noastre, multe dintre ele au săvârșit din nou. Avem și în Sălaj situații de acest gen? Există situații destul de multe în care persoane care au fost eliberate pe baza recursului compensatoriu s-au găsit în situația de a săvârși din nou fapte de natură penală. Ne referim deci la infracțiuni minore, dacă le poți zice așa, gen furturi, sau ajungem chiar la infracțiuni grave care pun în pericol? Sunt infracțiuni și mai grave și mai puțin grave. Chiar la infracțiuni contra vieții nu știu vreo situație, dar sunt infracțiuni de tâlhărie, infracțiuni grave care au fost săvârșite de astfel de persoane. Nu am o statistică să vă spun exact un număr, pentru deoarece nu am făcut o astfel de analiză însă din datele pe care le văd în fiecare dosar în parte, observ că există constant astfel de situații. În ce măsură era necesară sau nu această adoptare legislativă? Este adevărat faptul că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a impus României asigurarea anumitor standarde pentru persoanele aflate în privare de libertate, nu numai României, ci tuturor țărilor care se înseamnă sub jurisdicția curții. Această măsură nu știu dacă este de natură. Este un beneficiu care se acordă într-adevăr pentru aceste condiții grele, însă cred că pot să existe și alte alternative. De exemplu, construirea unor noi penitenciare sau modernizarea celor existente deja, astfel încât să poți să asiguri condițiile pe care le impun autoritățile în această privință. Nu știu în ce măsură, prin adoptarea acestui recurs compensatoriu, s-a asigurat acest deziderat de a asigura un beneficiu pentru acele persoane care au executat pedepse în condiții neconforme, deoarece în situația în care ele vor reintra, să zic, în urma să vă și la noi infracțiuni în penitenciar, vor beneficia tot de aceleași condiții care nu se vor îmbunătăți dacă doar recursul compensatoriu este vizat ca modalitate de a asigura o practic o despăgubire pentru aceste condiții grele de penitenciar. Consider că este necesar
efectuarea unor investiții în acest sens, astfel încât să se asigure în fiecare penitenciar condiții apropiate sau conforme cu standardele cerute. Credeți în reabilitare? Cu siguranță. De altfel, scopul întregului proces penal, pe de o parte, reprezintă aplicarea unei sancțiuni față de persoana care a săvârșit-o în fapt, iar pe de altă parte, celălalt scop major al procesului penal este de a duce la reeducarea persoanei respective, ceea ce înseamnă, practic, o reabilitare a acesteia. De altfel, eu consider că în majoritatea cazurilor această reabilitare se și produce. Nu trebuie să uităm faptul că dintre persoanele care suferă o condamnare, majoritatea primesc o condamnare cu suspendare. Ori, dintre acestea, rare sunt situațiile în care săvârșesc din nou o infracțiune. Practic, pedeapsa cu suspendarea în cazul lor duce la o reabilitare. Vorbesc aici la infracțiuni, la regimul circulației, de evaziune fiscală, o plajă de infracțiuni în cazul cărora se aplică pedepse cu suspendarea și este în cele mai multe situații, persoanele respective nu se mai întâlnesc cu legea penală, ceea ce înseamnă că acest proces penal și-a atins și scopul de reabilitare. O problemă o reprezintă însă, cum să le spun, acești infractori de carieră, ca să zic așa, care, în ciuda numeroase condamnări pe care le-au pe parcursul timpului, continuă să săvârșească astfel de fapte penale. Gândul că poate de data asta nu-i prinde nimeni. Probabil. Cred că este un fenomen care nu există doar în România. Cred că este un fenomen la nivel global. Ceea ce lipsește la noi, cred, în o anumită măsură, este un sistem care să asigure, într-o anumită măsură, reintegrarea acestor persoane în societate după ispășirea pedepsei. Nu este pus la punct un sistem care să asigure, de exemplu, anumite locuri de muncă pentru aceste persoane sau posibilitatea angajării, că nu poți să-i obligi să se angajeze, ci doar să aibă posibilitatea să se angajeze, să ducă o viață normală după ce au ispășit o pedeapsă, în special dintre cele cu executare. Meseria pe care o aveți presupune și o serie de riscuri, mă gândesc, având de-a face în fiecare zi cu diversi infractori. V-ați simțit în tot acest timp de când activați în domeniu, v-ați simțit în pericol sau v-ați simțit amenințat? Ați fost amenințat? Nu. Pot să vă spun cu siguranță că nu m-am simțit nici în pericol și nici nu am primit amenințări vreodată. Consider că dacă îți faci meseria în limitele legale și cu un comportament rezonabil față de persoana respectivă, este mic riscul de a te supune unor amenințări sau a unei stări de pericol. Personal nu am simțit. Privind în urmă, deși nu sunteți încă la mijlocul carierei, să-i spun așa, care a fost cel mai complex caz pe care l-ați investigat? Sunt mai multe, cred. Când discut despre cazuri complexe, o să mă refer la complexitatea probatoriului care a trebuit administrat pentru a identifica autorul și de a proba vinovăția acesteia. Dacă stau să-mi amintesc așa din cariera de aici, de la Sălaj, mă pot referi la cazul medicului de la Casa de Pensii, unde au fost instrumentate și probate până în cele din urmă un număr de 199 de infracțiuni de luare de mită săvârșite într-un interval extrem de scurt de 20 de zile, ceea ce a necesitat o muncă logistică în special extrem de serioasă în a organiza echipe cu poliția, de a aduce persoanele, de a audia numeroase persoane. Îmi amintesc de cazul omorului de la Ortelec, unde de asemenea a fost un caz extrem de complicat și complex. Pentru cei care nu-și amintesc, v-aș ruga să și punctați câteva detalii despre cazul respectiv. Este vorba despre colonelul pensionar care locuia în localitatea Ortelec și care a fost victima unei infracțiuni de omor săvârșită în scop de jaf.
faptă săvârșită în cele din urmă s-a demonstrat de către trei autori. A durat o perioadă, dacă mi-amintesc bine, cam o săptămână de la momentul descoperirii faptei, cu victima încă în viață la acel moment, însă într-o stare de inconștiență, astfel încât nu am putut discuta cu ea deloc referitor la cine anume a săvârșit această faptă sau măcar caracteristicile acelor persoane, până la momentul la care au fost identificați autorii. În această perioadă de aproximativ o săptămână a avut loc o intensă activitate atât a noastră ca organe de parchet cât și a organelor de poliție în a depista sau a analiza diferite versiuni de anchetă, diferite motive de săvârșire a faptei, un cerc foarte larg de suspecți care au fost investigați. Rând pe rând au fost reduse atât versiunile de anchetă cât și s-a micșorat cercul de suspecți, astfel încât în cele din urmă să ajungem la autorii faptei. Vreau să vă spun că în această perioadă s-a lucrat non-stop pentru a identifica autorii, situații care există de altfel în toate situațiile în care avem de face cu infracțiuni contra vieții. Noi trebuie să cunoască faptul că atunci când avem de face cu un omor, atât procurorul cât și polițiștii lucrează în continuu, practic, până la descoperirea autorului. Și este o activitate care nu se vede deloc pentru publicul larg, deoarece se pornește practic în comunicarea publică de la momentul la care s-a găsit autorul. Ce a fost în spate până să ajungi la găsirea autorului este o chestiune care doar anchetatorii știu, și câte variante și câte detalii și câte chestiuni sunt de verificat. Atunci mi-amintesc, de exemplu, cum un detaliu extrem nevinovat, să zic, poate să schimbe total situația. Nu mai rețin acum cu exactitate zilele săptămânii, însă prima noastră problemă la acel dosar a fost să stabilim când anume a fost săvârșit fapta. Deoarece noi am descoperit persoana, am aflat ulterior, la aproximativ 2-3 zile după ce fapta a fost săvârșită, sau 2-3 nopți, ca să mă refer în concret. Am pornit, bineînțeles, de la ideea că fapta a fost săvârșită în noaptea precedentă descoperirii, ceea ce s-a dovedit a fi ulterior fals. A fost audiată în cursul urmăririi penale o vecină care, așa, îmi amintesc acum, marți, dacă mi-amintesc eu bine, marți a fost descoperită victima, care ne declara, probabil din cauza unor chestiuni legate de memorie, faptul că cu o zi înainte, luni după masa, a văzut victima care se deplasa de la Zalău cu autobuzul la Ortelec. Ori, în cele din urmă, din anchetă, am stabilit clar că sâmbătă noaptea a avut loc fapta și victima n-a mai ieșit din locuință implicit după acel moment. Ori este un detaliu, de exemplu, care poate să-ți răstoarne fundamental o anchetă și nu poți să zici că a fost făcut cu vreo intenție anume sau așa mai departe, ci pur și simplu memoria martorilor mai joacă feste. Dar astfel de situații există frecvent în anchetele pe care le facem, astfel încât trebuie privit cu mare atenție orice detaliu care îți este furnizat de către martor sau de către alte persoane audiate, pentru că poate să te ducă pe piste total eronate. De aceea vă spun că este o muncă care nu se vede până la momentul descoperirii autorului și care este destul de complexă în anumite situații. În altele este mai simplu, dar cum a fost situația de la Ortelec, a fost de așa natură. Apoi îmi amintesc de... Au existat mai multe astfel de situații, de cazuri complexe în perioada cât am activat la Direcția Națională Anticorupție. Îmi amintesc de cazul unui avocat cercetat și în cele din urmă condamnat pentru trafic de influență, întrucât promitea intervenția la, și reușea la
un chimist de la Serviciul de Medicină Legală, care era fratele său și care falsifica valorile alcoolemiilor în dosarele care aveau ca și obiect conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, unde de asemenea a fost necesară o mare activitate investigativă, astfel încât să putem în cele din urmă proba săvârșirea acestor fapte. Sunt câteva dintre cazurile care le consider eu mai complexe și care au necesitat o muncă serioasă până la momentul probării și condamnării persoanelor vinovate. Cât de sigur este Sălajul? Cât de în siguranță ar trebui să se simtă sălăjenii? Raportat la faptele comise, la dosarele care le avem în lucru, considerând că majoritatea sau toate infracțiunile sunt și reclamate, consider că Sălajul este destul de sigur. Observăm constant o scădere a numărului de dosare înregistrate de la un an la altul. Nu este foarte mare, dar trendul este descrescător. De asemenea, constatăm o scădere de asemenea semnificativă în cazul infracțiunilor grave. Mă refer aici la infracțiunile contra vieții, unde de o perioadă bună încoace se simte o scădere. Sunt din ce în ce mai puține. Și omorul, și tentativă de omor de la an la alt. Ceea ce este un aspect evident îmbucurător. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale protocoalele dintre parchet și SRI. Da. Vă rog să-mi spuneți cât de dificil este pentru un procuror să instrumenteze o cauză având în vedere această situație și cum v-a afectat decizia? Protocolul, cred că lumea este necesar, s-a mai spus în spațiul public, dar este necesar să pământăm și noi. Protocolul care a fost încheiat între Ministerul Public, pe de o parte, și Serviciul Român de Informații, viza anumite proceduri administrative necesare pentru un circuit al documentelor între cele două instituții referitor la mandatele de supraveghere tehnică. Serviciul Român de Informații era la momentul respectiv unul dintre organele abilitate de lege să pună în aplicare mandatele de supraveghere tehnică. Prin mandat de supraveghere tehnică trebuie să înțelegem nu doar efectiv interceptarea convorbirilor telefonice, ci și alte tipuri de acțiuni, cum ar fi înregistrarea audio-video în spațiile publice sau în mod în limbaj popular filaj. Dar și o componentă de transmitere a informațiilor de la serviciu către organele de urmărire penală. De la momentul în care a fost declarat neconstituțional acest, practic s-a constatat un conflict de constituționalitate, dar efectul este același, nu s-a mai lucrat cu Serviciul Român de Informații în ceea ce privește activitatea de punere în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, această activitate fiind preluată de o structură specializată din cadrul poliției. Însă, dacă în ceea ce privește interceptarea convorbirilor telefonice nu există mari probleme, deoarece această nouă structură din cadrul poliției procedează la punerea lor în executare, au existat unele probleme în ceea ce privește acest filaj de care spuneam. Filajul presupune o activitate specializată, oameni cu experiență care să facă acest lucru, astfel încât să nu poată fi desconspirat sau așa mai departe. Iar noua structură a poliției este într-o perioadă în care își formează aceste echipe, ceea ce cu siguranță necesită timp. Ori, din prisma acestui aspect, aș putea spune că în unele dosare s-a suferit deoarece anumite mijloace de probă care puteau fi obținute prin aceste activități de filaj nu au mai fost obținute, deoarece nu, practic nu a fost cine să facă filajul. Sunt convins că în timp această problemă se va rezolva, poliția specializându-și oameni pe aceste activități, astfel încât în viitor se va putea în continuare realiza această activitate. Cred că deja se poate, dar sigur este necesar, așa cum spuneam, atât o pregătire a persoanelor respective, cât și o
schemă de personal necesară pentru a realiza aceste activități. O misiune grea de altfel pentru poliție. Trebuie să se descurce și cu oamenii tineri nou veniți și să-i specializeze în toate domeniile. O misiune foarte grea, dar de care eu sunt convins că se va achita în cele din urmă, însă, așa cum am spus și în ceea ce privește pensionările, este o perioadă de timp care trebuie să treacă până lucrurile vor reintra în făgașul normal. Pe de altă parte, dispoziții legale care prevăd faptul că Serviciul Român de Informații sau orice serviciu de informații care constată săvârșirea unei infracțiuni din investigațiile lor proprii, specifice de altfel atribuțiilor și activităților lor, au obligația de a sesiza organele de urmărire penală în continuare. Deci această obligație a existat și până în acest moment, această obligație există și de acum încolo. De astfel, legea 304, care a fost modificată recent și care a intrat în vigoare anul trecut, prevede în continuare obligația tuturor serviciilor de care se ocupă cu informațiile să sesizeze organele de urmărire penală referitoare la orice infracțiune pe care o constată în desfășurarea activităților. Și o ultimă întrebare, pentru că ne apropiem de final. S-a tot discutat în aceste zile, în contextul cazului de la Caracal, despre situația în care oamenii legii pot să pătrundă într-o locuință fără mandat. S-a tot dat vina ba pe poliție, ba pe procurorul de caz. Vă rog să ne lămuriți în ce condiții poliția, procurorul poate dispune pătrunderea într-un spațiu privat. Nu o să mă refer la cazul de care ați pomenit, deoarece este o investigație în curs, nu ne putem noi pronunța, însă putem discuta de principiu care este reglementarea legală în acest domeniu. Trebuie să dezlușim două planuri de la început. Un plan de ordine publică, de siguranță, unde avem un text constituțional care arată faptul că domiciliul unei persoane este inviolabil, precizându-se totodată și anumite excepții. Această inviolabilitate nu există atunci când este necesar salvarea unor persoane, unor bunuri, de la anumite situații de pericol. De altfel, de exemplu, ca să dăm exemple simple pe care cred că sunt foarte ușor de înțeles. În cazul unui incendiu, pompierii intră într-o curte ca să stingă incendiu fără să aibă nevoie de mandat de percheziție sau de alte chestiuni de genul acesta. Doctorul, ca să fac o intervenție la o persoană aflată în stare de suferință, intră într-un domiciliu fără să fie nevoie de mandat de percheziție, tocmai acestea fiind elementele acoperite de textul constituțional de care v-am spus. Este la fel și în cazul poliției sau jandarmeriei sau oricărei alte persoane. Dacă un polițist sau un jandarm, de exemplu, fiind pe stradă, vede în interiorul unei locuințe că o persoană încearcă să ucidă o altă persoană, intră în acea locuință, conform propriei datorii de serviciu pe care o are, salvează persoana respectivă, fără să fie necesar să sune la procuror, să aibă o autorizație sau să aibă un mandat chiar de percheziție. Chiar dacă asta înseamnă să spargă ușa. Chiar dacă asta înseamnă ușa, dar nu doar un polițist, ci orice persoană poate și chiar trebuie să facă acest lucru pentru a salva viața unei persoane, situație în care textul constituțional acoperă și, practic, exonerează acea persoană de orice altă răspundere. Acesta este un plan. Apoi avem planul activității de urmărire penală, unde percheziția este necesară pentru strângerea unor probe. Percheziția nu are ca și obiect salvarea unor persoane. Percheziția este o procedură probatorie din cadrul procesului penal, care are ca și obiect strângerea anumitor probe care s-ar putea afla în acel imobil în care se urmează a se efectua percheziția. Deci, conform dispozițiilor legale, percheziția poate fi efectuată între orele 6 dimineața și 20 seara, cu două excepții. În cazul infracțiunii flagrante, când se poate realiza între alte ore decât cele menționate, sau în cazul în care percheziția se desfășoară la un local deschis publicului, la acea oră, de exemplu, la un bar. Dacă la ora 3 noapte este deschis, se poate efectua o percheziție și la ora 3 noapte. Apoi, există situații în care organele de urmărire penală au dreptul să au obligația la momentul în care se prezintă la o percheziție să prezinte mandatul, să aducă anumite drepturi persoanei respective la cunoștință. Pot să nu facă acest lucru atunci când este pericol de distrugere a unor probe sau există indicii că o persoană în acea încăpere poate fi victima unei infracțiuni. Astfel încât cele două planuri nu se confundă. Deci,
așa cum am arătat, dacă există o situație care necesită salvarea vieții unei persoane, în acea locuință se poate intra fără existența unui mandat, fără o procedură judiciară. Iar percheziția se desfășoară în cadrul unei proceduri judiciare și are cu totul alt scop. Una dintre marile noastre probleme, pe care sper că în acest context nefericit să poată fi și soluționată legislativ, este faptul că procurorul nu poate dispune cu titlu provizoriu efectuarea unei percheziții. Sunt numeroase situații în care, de exemplu, la infracțiune flagrantă, că tot discutam, la infracțiunea flagrantă se poate desfășura percheziția în alte ore, dar tot trebuie să existe un mandat de percheziție. Lumea, sunt convins că nu are cunoștință ce înseamnă obținerea unui mandat de percheziție. Un mandat de percheziție presupune efectuarea unui, întocmirea unui referat de către poliție în care să arate de ce este necesară percheziția, care se trimite la procuror. Procurorul studiază dosarul, face la rândul lui un referat prin care se sesizează instanța. Instanța primește acel dosar, îl analizează și eventual, dacă este cazul, emite un mandat de percheziție. În cele mai optimiste scenarii, această procedură nu poate dura mai puțin de 2 ore, vă dau un exemplu. Perioada de timp în care multe se pot întâmpla la fața locului. Astfel încât noi am propus de mai multe ori ca procuror să fie autorizat în anumite situații urgente să autorizeze percheziția, iar apoi această autorizare a lui să fie supusă confirmării de către judecător. Ca să vă dau un exemplu concret, de exemplu, dacă avem un omor în Zalha, la 100 de kilometri de Zalău, și se deplasează la fața locului procurorul cu organele de poliție, constată că anumite urme ale infracțiunii sau bunuri se află în locuința suspectului. Ca să facă o percheziție acolo și ca acesta să nu distrugă probele respective, trebuie să se întoarcă la Zalău, să efectueze acele acte care spuneam, să primească un mandat de percheziție, să se întoarcă la Zalha și să efectueze percheziția efectivă. Ori această activitate, oricât de rapid te-ai mișca, cu drum cu tot, vreo 4 ore durează. Astfel încât, în această perioadă de timp, multe din probe se pot fi distruse și mai departe. De aceea noi am și propus cu colegii că această măsură legislativă ar fi extrem de necesară, ca anumite cazuri, urgente, nu ca regulă, ci doar în anumite situații, procurorul să poată autoriza provizoriu percheziția, iar această autorizare a lui să fie ulterior supusă confirmării de către judecător. Se pare că ar fi tare multe de spus pe acest subiect, motiv pentru care vă invit și cu altă ocazie în studioul nostru. Mulțumim că ați fost alături de noi în această seară. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și pentru ocazia care mi-ați pus-o la dispoziție pentru a discuta anumite aspecte și probleme din activitatea noastră curentă. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție. O seară plăcută. La revedere!